Tinerii sub 21 de ani nu vor mai avea voie să conducă mașini cu peste 100 de cai putere, iar adolescenții ar putea avea permisiunea de a conduce doar cu un însoțitor. Aceste modificări ale codului rutier, dezbătute în prezent de parlamentari, urmăresc reducerea numărului mare de accidente. Viteza excesivă a fost principala cauză a celor mai multe accidente produse în România. În primele 7 luni ale acestui an, 148 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 300 au suferit răni grave în urma acestor incidente. În prezent, în Camera Deputaților se află în dezbatere un proiect de lege prin care parlamentarii speră ca numărul accidentelor provocate de viteză va scădea. Printre modificările propuse se numără creșterea numărului de ore la școala de șoferi și instalarea mai multor radare pe șosele. Proiectul include însă și propuneri controversate, cum ar fi interzicerea tinerilor sub 21 de ani de a conduce mașini cu peste 100 de cai putere. Tinerii până în 25 de ani produc mai multe accidente decât cealaltă categorie de posesori de permis. Aici vorbim de irresponsabilitate, de imaturitate, de aspecte care țin de educație. În același timp, Uniunea Europeană a decis că toate mașinile care vor ieși din fabricile europene, începând din această vară, vor fi dotate cu senzori pentru limitarea vitezei. Relatează știri de Cluj.ro.